Mulțumesc pentru ocazia care mi-ați dat-o să vin în fața voastră să mărturisesc și eu din experiența anului trecut. Mi-am luat Biblia nu pentru că vreau să citesc din ea, ci pentru că trebuie să o țin în mână din cauza emoțiilor și să, nu, să știu ce să fac cu mâinile. Dar mă ajută tare mult pentru că de fiecare dată când sunt în fața oamenilor, mi-aduc aminte de un poet român, Troian Dorz, care pe care l-am cunoscut și în tinerețe ne spunea luați cuvântul lui Dumnezeu cu voi, memorați-l, puneți-l aici, în minte, pentru că de aici nu poate să-l ia. De aceea mi-aduce aminte că Întotdeauna când suntem ancorați în Cuvânt, nu greșim și suntem biruitori prin Dumnezeu. Sunt aici să vă spun despre o experiență care am avut-o anul acesta în grupul nostru. Și la început de an, când am primit cartonașul, am fost foarte bucuros pentru că mi-am adus aminte. Din nou, de o experiență din trecut, acum 30 de ani, în Brașov, am făcut același lucru cu tinerii din biserica unde slujeam și ne-am propus să ne întâlnim în fiecare săptămână, trei tineri, să ne rugăm pentru trei lucruri și, în special, să ne rugăm pentru trei prieteni pe care dorim să-i apropiem de Domnul, să le mărturisim cuvântul, să îi facem să-L cunoască pe Hristos și să devină copii ai Lui. Și acea experiență nu pot să o uit, pentru că în urma acestor rugăciuni și acestui mod de a ne apropia unii de alții s-a creat o legătură între tinerii din biserică care a dus mai departe la o pot să spun trezire, o schimbare spirituală în biserică. Și uitându-mă în urmă, văd acum biserica din Brașov slujită de acei tineri pe care vrem, în vremea aceea încercam să ne apropiem de Dumnezeu. De aceea m-am bucurat să văd acel cartonaș și să pun acele trei nume. Le-am pus chiar în duminica în când am primit. Sunt trei nume. Și... Unul dintre ei este tatăl lui Cosmin, Carol. Totul a pornit în urmă cu doi ani, când în grupul nostru, Vasile, tatăl lui Cipri, a plecat la Domnul, datorită bolii, datorită Covid. Și țin minte că pe patrul de spital vorbeam cu el la telefon și îmi spunea. M-am tot rugat pentru, pentru mine, m-am tot rugat pentru iertare și m-am rugat și pentru fostul meu vecin și prieten, Carol, care încă nu este întors la Domnul. Și a plecat la Domnul Vasile și gândul acela mi-a rămas în minte și am zis, trebuie să continui gândul acesta, dorința asta lui Vasile. Și de aceea l-am pus pe Carol pe bilețelul acesta pentru că am vrut să duc mai departe acea dorință a lui Vasile de a-l vedea și pe Carol întors la domnul. Carol venea la grupul nostru, eram un grup în care oarecum Carol a luat locul lui Vasile împreună cu soția lui, cu mama lui. Cosmin și a lui Bogdan, cu Anișoara. Și prezența lor în grup era extraordinară. Carol era plin de viață, întotdeauna făcea glume. Când era să se roage, evita și se ruga doar de dragul meu ca să zică câteva cuvinte, dar cuvintele lui erau, Doamne, vreau să te cunosc mai mult. Am aflat de la Anișoara că se ruga pentru el de aproape 30 de ani să-l primească pe Domnul. Venea, venea la biserică și vine la biserică și dorea să fie parte a bisericii, dar îi lepsea acea hotărâre, acea decizie de a l mărturisi pe Domnul și în fața Martorilor și în fața lui Dumnezeu și prin apa botezului. În anul acesta, care a trecut, în martie, după terminarea unui grup, am stat cu Carol pe telefon și l-am întrebat despre relația lui cu Domnul, despre cât de dornic este să facă pasul credinței. După o săptămână mi-a dat răspunsul și a zis, Adi, vreau să-l mărturisesc pe Domnul. A fost așa o mare bucurie și tot grupul care ne-am rugat pentru el a văzut asta în asta, răspunsul lui Dumnezeu. Pe 6 iunie, Carol își mărturisea credința în apa botezului. Ceea ce însă vreau să vă spun este că rugăciunile lui Anișoara și sunt convins ca și a lui Cosmin, a lui Bogdan, a celor din grup, au contat foarte mult. Și uneori Dumnezeu răspunde cu întârziere, pentru că eu cred că în felul acesta ne testează credința. Cred că fiecare dintre noi avem oameni dragi pentru care ne rugăm poate de multă vreme și. De multe ori tendința este să renunțăm sau să obosim în a ne ruga pentru ei. Vă să nu renunțați, pentru că Dumnezeu lucrează prin rugăciune, în primul rând, în noi. El produce în noi această stare după voia Lui, ca să ne apropiem de El. Domnul Iisus, când umbla cu ucenicii și vedea gloatele, Risipite și necăjite, ca o turmă fără, fără păstor, spune în Matei în Matei 9, rugați dar pe Domnul Secerișului să scoată lucrători la Secerișului. Cred că prin rugăciune Domnul Iisus i-a provocat pe ucenici să se roage și să vadă că de fapt ei sunt chemați să iasă și să facă o lucrare de slujire. Când noi ne rugăm, când noi punem înaintea lui Dumnezeu cererile acestea pentru cei dragi, Dumnezeu în primul rând produce în noi această stare care ne face să vibrăm și să trăim și să slujim pe alții. Dar nu numai rugăciunea este esențială, este și mărturia. Ceea ce mi-a fost foarte greu, pentru că Relația cu, cu Carol era atât de apropiată încât parcă mi-era greu să-i spun despre un lucru atât de important. L-am rugat pe, pe Cosmin, Cosmin, cum să fac lucrul acesta? O zice, eu de atâtea ani am, am încercat și am tot spus lucrul acesta, parcă am și renunțat, spunea el, să îl mai bat la cap. Dar a fost așa de simplu, așa de ușor, încât... Am văzut mâna lui Dumnezeu cum a atins inima lui Carol ca să se deschidă. Carol acum este un om nou. În grupul nostru aduce atâta veselie. Se roagă cu atâta patos, cu atâta bucurie, cu atâta adâncime spirituală. Îi place să cânte. Cred că îi seamănă sau îi semeni. Cântă la chitară și are un repertoriu foarte bogat din cântece din lume, dar care știe să selecteze exact ceea ce este profund și frumos. Și apoi ne, ne conduce în, în închinare cu cântări de la Via. E un, e un lucru minunat să vezi cum Dumnezeu lucrează în viețile oamenilor din de lângă tine. Pe lista mea mai am încă doi, care în anul acesta încă nu s-au întors la Domnul. Și mă rog ca Dumnezeu să continue și să-mi dea putere să mă rog pentru ei. Stăteam de vorbă cu soția zilele astea și ziceam, îmi aduc aminte de păstorul care m-a botezat. Ne-a zis, o ciorbă bună sau o supă bună se face numai punând apă și puiul și ingredientele acolo, ci trebuie să faci foc. Și trebuie să întreții focul acela. De aceea rugăciunea este cea care întreține lucrarea aceasta de mântuire. Vă îndemn să continuați și să vă rugați pentru cei dragi și să nu obosiți. Mulțumesc!